Bună ziua, domnule antrenor. Salut, Mâine. După experiența la acest turneu final și, bineînțeles, în perspectiva turneului preolimpic și luând în considerare toți factorii, inclusiv fetele disponibile, forma lor, tot ce ați vorbit de-a lungul turneului, dumneavoastră vă doriți să mai continuați la cârma naționalei? Este Un timp foarte scurt până la turneul preolimpic. Eu personal, dacă mă întrebați, nu, clar nu aș abandona această echipă, nu sunt să mă dau la o parte, însă în orice situație, spuneam și anterior, acest turneu final și noi care le-am trăit aici, aceste meciuri, putem oferi niște concluzii oricărui antrenor va fi la cârma naționalei, zic eu, atât de corecte și exacte, astfel încât să oricine ar fi, inclusiv subsemnatul, avem informații corecte despre ceea ce ar trebui să facem pe viitor. Ideea este că acest turneu preolimpic, calificările din aprilie la mondiale, trebuie considerate niște obiective intermediare. Handbalul feminin românesc și echipa, inclusiv echipa națională, trebuiesc restructurate, trebuiesc susținute, toată lumea trebuie să-și dea seama că suntem într-o situație nu prea fericită, plaja de jucătoare este limitată, obligatoriu trebuie să ne gândim la viitor, altfel nici măcar de astfel de turnee sau astfel de rezultate nu vom mai vorbi. Deci oricine ar fi și oricine va veni, trebuie clar, urgent, toți cei care sunt interesați ca antrenori, conducători și așa mai departe, forul FRH, trebuie să fie interesat să elaboreze o strategie urgent pentru a reuși să menținem, pentru a reuși să construim o viitoare echipă națională. Altfel, repet, opinia mea nu va mai exista prea în curând la nivel de rezultate. Simțiți că nu mai sunteți dorit? Nu. Vi s-a părut că am fost vreodată dorit? Nu, dar nu e un lucru care să mă intereseze. Și cred că atât pe mine cât și pe alții, ceea ce ne îngrijorează, repet, acest turneu final este o consecință nu numai a ceea ce s-a întâmplat acest an, pe parcursul acestui an. Lipsa jocurilor, lipsa pregătirii, o grămadă, accidentările, vezi lucrurile de ultim moment. Nu mă dau la o parte, rezultatele ne aparțin clar, am fost la cârma la aceste echipe, indiferent de situația în care s-a prezentat aici, însă, cu toate acestea, am încercat să obținem tot ceea ce s-a putut mai bine, nu a fost să fie, sunt unic responsabil, însă, atât eu, cât și toți cei care beneficiază sau trăiesc în acest fenomen sau de pe urma acestui fenomen, aici includ sportivi, antrenori, conducători, etc., nu suntem realiști să admitem că există probleme reale și viitorul nu ne aparține ca și rezultate pozitive dacă nu începem de mâine cu toții să facem ceva în beneficiul handbalului feminin.